Domnului să fie toată slava, toată gloria, cinstea, de acum și în veci. Amin. Amin. Sala aceasta, am înțeles, este o sală dedicată de evanghelizare pentru noi toți, pentru cei care poate n-au fost niciodată în locuri ca acestea, și doresc ca a Domnului Cuvânt să fie însoțit de har, de putere, și Duhul Sfânt să-L călăuzească spre inimile tuturor. Amin. Pentru că vrem să ne pregătim pentru ziua aceea măreață. Știm cu toții pilda acelor 10 fecioare, 5 din ele erau înțelepte și 5 nechipzuite. Dorim să facem parte din acele 5 fecioare înțelepte, deci numai acele care au fost gata au putut să intre în odaie de muncă. Poezia care vrea să le cit Vorbitorului Dumnezeu ne spune: Maranata, Domnul nostru vine. Și pentru ziua aceea aș vrea să fim gata cu toții, când Domnul va veni să-și ia mireasa Lui, să-L putem întâmpina cu toții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Trăiesc în mine sentimentul mărețului extaz de har. Aș vrea să cânt de bucurie, să alerg, să spun despre iubire, de o întâlnire cu Iisus, de un zbor spre patria de sus. Să spun celor ce s-a răstruce, să spun la frații mei de cruce că se sfârșește lupta sfântă. Simțim ceva când ne înveșmântă și ar vrea să știi, când lupta-i gata, vine Domnul cu răsplată. Vine Domnul, slavă Lui, Maranata, această zi măriață, sfântă, ne-a întors privirile spre cer și prin puterea cea divină ne-om ridicat de la țărână. Și-aș vrea să spunem tuturora, se întrezărește aurora, luceafărul de dimineață, Iisus de plină noastră viață, Iisus al lumii salvator, al nostru scump mântuitor. Străjerilor mai e puțin și totul ne va fi de plin. De plină fi va bucuria când vom începe veșnicia cu Dumnezeu Stăpânitorul, cu Iisus, Fiul, Salvatorul, cu toți acei răscumpărați, cu adevărații noștri frați, cu acei ce în sfântă curăție și în deplină părtășie s-au dăruit lui Dumnezeu pentru veșie. Și când acest popor ce-i sfânt, format din sfinți de pe pământ, va fi într-o clipă transformat de tot ce-i fire dezbrăcat, lăsând aici, în mărginitul, durerile din trup pământul, și într-un salt în aripat, noi vom fi duși cu adevărat. Noi vom fi duși ca un trofeu să moștenim cu Dumnezeu. O, cât va fi de minunat! Eu n-am merșugul de cuvinte să pot ca să-ți vorbesc de ajuns, de măreția și splendoarea venirii Domnului Iisus. Căci niciun poet în lume, niciun inspirat de jos, n-a putut ca să descrie revenirea lui Hristos. Pentru ziua arătării, în deplina Lui splendoare, întâi trupurile noastre vor fi toate în transformare și în alte trupuri, frate, vom putea trăi misterul și în alte trupuri, soră, vom putea străbate cerul și abia atunci iubitul va putea vorbi deschis și ar fi vrut să ne vorbească câteodată noaptea în vis. Și abia atunci cântavom, și aici n-am cântat, și abia atunci trăivom viața cu adevărat. Noi suntem călători aici, dar într-o zi ne-om prezenta în portul sfânt al veșniciei, unde de plin ne-om bucura. Azi, cine vrea să ne hulească, să ne hulească cât o vrea, dar într-o zi să țină minte, noi de aici vom pleca. Iar cine vrea să ne urmeze, să ne urmeze prin Iisus, căci în curând
peripa slavei, ne vom vedea în cerul sus. Noi știm că Domnul nostru vine și mult El nu va zăbovi. El vine, vine în mărire și pe cei sfinți îi va răpi. Glorificăm venirea Lui.